vă numiți? Avram Gheorghe. Sunteți arieșan? Da. N-ați participat la Marea Unire pentru că n-aveați cum. Da, a participat tata. Vă amintiți ce vă povestea tatăl dumneavoastră? Tata ne-a povestit cum a fost și cum a umblat pe jos, o mers până în Alba Iudea, de aici. A stat 3 zile acolo. Aveți emoții când vă aduceți aminte acum? Aveți lacrimi în ochi? Apoi... A fost un mare eveniment atunci, pentru toți românii. S-a înfăptuit un act de săvârșire a Unității Naționale, un moment pe care l-așteptau cu nerăbdare. Și moții, și bănățenii, și oltenii, și muntenii, toți. Toți, da. Ce v-a mai spus tatăl dumneavoastră? Cum au plecat? Pe jos? Pe jos, a ajuns în Alba Iulia a doua zi. Și a stat o zi acolo la Unire și, pe urmă, le-a dat de mâncare acolo, le-a dat și bani de drum la care n-au avut. Ce le doriți românilor de Ziua Națională? Numai bucurie și bine. Și voie bună. Dumneavoastră sărbătoriți în vreun fel Ziua Națională? Ne împreunăm la mai 3-4 la oaltă și stăm de vorbă că ce s-a întâmplat atunci, cum a fost. La mulți ani România să trăiască.